Dragii mei prieteni, bine v-am regăsit în această după amiază, care este mai ciudată și mai închisă față de ieri, parcă e altă țară, altă climă. Dar în fine, asta e această primăvară care e foarte ciudată și capricioasă. Astăzi, dragii mei, am un invitat pe care îl cunoaștem și e prietenul emisiunii noastre, domnul inginer Niculiță Mang, căruia îi spun bine ați venit. Bine v-am găsit. Domn. Primarul comunei Râul de Mori. Râul de Mori. Spuneți-mi, de unde e Râul de Mori? E foarte, foarte interesantă această denumire. Da, deci nu este greu de a vă răspunde la acea întrebare, având în vedere că am și eu o vârstă și în perioada copilăriei mele, în Râul de Mori, în comuna noastră, funcționau undeva la 7-8 mori pe care le-am prins eu în funcțiune. Dar din cele auzite de la părinții mei, de la bunicii mei, au fost mult mai multe mori, aproape la câteva case, și acest lucru s-a întâmplat prin faptul că, cum să vă spun, s-au creat de-a lungul timpului, nu știu, voit sau nevoit, mai multe iazuri de mori. Da, da, da. Și pe acele iazuri s-au montat și am găsit și eu unele din ele în copilărie, câte 3, 4, 5 mori pe un singur iaz. Ce mă țineau, domnule primar? Da, deci eu... Înseamnă că era și agricultură, exact, foarte... Exact, exact. Păi vreau să vă spun că în copilărie eu am prins când se secera grâu cu mâna. Era grâu acolo, se secera? Da, se secera grâu cu mâna, se creau acei snopi de grâu care se făceau într-un anume fel clăi de grâu, iar clăile de grâu la rândul lor erau transportate într-un loc special care se chema arie, se crea un stog și în momentul în care îți venea rândul la batozat, exista batoză, se tăiau legătura de la acei snopi, snopii erau băgați prin, erau introduși în acele batoze, unde avea loc treieratul grâului și, bineînțeles, era loc unde se fixau sacii, cineva urmărea pe măsură ce sacii se umpleau cu grâu, erau legați și puși în căruță și duși acasă. Eu am prins exact perioada anilor 60 și până prin 61, când s-a format CAP-ul, și în perioada respectivă acești saci cu grâu erau duși acasă, dar din păcate, în funcție de suprafața de teren pe care o aveai, erai obligat să dai cotele, iar dacă nu dădeai cotele respective, spuneau sechestru pe hambarul cu grâu și așa mai departe. Era destul de, mai ales dacă erai în categoria chiaburilor. Da, deci dacă aveai o suprafață ceva mai mare de teren, eu am pățit lucrul ăsta pentru că părinții mei, prin faptul că... A fost o familie cuprinsă. Da, prin faptul că bunicul meu au fost 5 frați, dar a fost singurul care a avut 2 copii, dintre care fratele mai mare al lui taică meu a murit în război, tatăl meu fiind singurul moștenitor. Da, da, da. Deci, cum s-ar spune, întreaga avere a rămas la un loc. În zonele noastre de munte, undeva la 7-8 hectare, era o suprafață destul de mare de teren, și animale, și pământ arabil. Ei, lucrul acesta a făcut ca foarte o perioadă destul de lungă de timp, până la formarea
cooperativelor agricole, până la formarea CAP-urilor, să facă ca perioada de vară, după ce se recolta, să trăim cu emoții, pentru că ori se făcea greu, ori nu se făcea, ori era producție bună, ori nu era producție bună, că dumneavoastră știți ce înseamnă lucrul ăsta, cu toate astea, cu toate astea, cota pe care trebuia să o dai, la stat, și de multe ori îți rămânea o cantitate destul de mică de grâu care îți rămânea să asigure consumul casnic, și m-ați întrebat ce se făcea în mori. Da. Deci în morile respective erau zile în care se măcina grâu și în alte zile se măcina porumb. Avea loc, mi-aduc aminte de la morar, că nu pot să-ți macin astăzi, că astăzi fereca moara. Deci acele pietre care se învârteau și produceau făina, trebuiau curățite și procedeul respectiv să chema ferecat. Asta însemna să închide ca să... Da, se curețe și, de exemplu, se făcea, ce-ar fi fost, că se amesteca, să zic, făina de mălai cu cea de grâu. Și de multe ori era făină de grâu, făină de secară, făină de porumb. Deci astea erau, să zic așa, și de multe ori erau mulți cetățeni care făceau și acea uruială în care, să zic, amestecau, poate mai aveau, da, mai puțin, eu sincer nu mi-aduc aminte, cel puțin la noi acasă, de cultura orzului. Dar se amesteca secara cu porumbul, cu grâu, se amestecau și se făcea uruială pentru animale. Ce vreau să vă întreb, domnule primar, dat fiind faptul că ați cunoscut și ați trăit acele perioade în care se foloseau morile și pietrele astea mari, era mai bună făina? Da, deci eu cel puțin parcă actuala, că vedeți, acum ne-am modernizat, face mămăligă doar cu făină din magazin, cu făina aceea grisată. Foarte grisată. Da. Dar, deci vreau să vă spun că în copilăria mea și chiar undeva până am împlinit, să zic, 15-16 ani, întreaga făină din care se făcea mămăligă era acea făină făcută în morile din astea pe apă cu pietre. Asta și parcă pentru că rămâneau tărâțele se dădeau la o parte și rămânea doar făina care... Am senzația că avea alt gust, domnule. Exact. Deci, altă textură. Făina obținută prin măcinare în acele mori tradiționale era mult mai bună. Acum, la ora actuală, mai există vreo moară funcțională? Funcțională nu. Nu mai este. Funcționale, din păcate, nu. Și vreau să vă spun că din acest aspect eu chiar intenționam undeva la primărie, dar vedeți cum alte cheltuiele, alte urgențe care sunt m-au împiedicat și parcă nu aș vrea până mi se termină mandatul să fac și o moară, pentru că o moară tradițională, vreau să vă spun. Ca să vă respectați denumirea. Măcar o ziceam sub aspectul ăsta, că de multe ori am fost și întrebat de foarte multă lume, dar mai este vreo moară tradițională, vreo moară, dacă, mai ales că vă cheamă de maniera asta Râu de Mori. Eu chiar am avut o tentativă și sunt în curs, ca să zic așa, trebuie să fac stema comunei
Și chiar mă gândeam dacă s-ar găsi o inspirație la cei care fac STEMA, de a prezenta cumva în ea măcar o fărâmă mică dintr-o moară, pentru că dacă se cheamă Râu de Mori, să inspire și inclusiv STEMA. Dacă tot am vorbit de vremurile care au trecut, spuneți-mi, în legătură cu istoricul acestei comune, ce putem afla? Dacă vorbim de istoric, vreau să vă spun că suntem una din, pe lângă faptul că este atestată, este atestată documentar de 670 de ani, da. Pe lângă faptul acesta, Râu de Moriu ca și istorie, vreau să vă spun că de la a avea o biserică medievală în satul Ostrov cu pietre romane aduse de la Sarmi-Segetuza și este împrejmuită cu acele pietre, vreau să vă spun că avem Cetatea Colț, care a reușit în prezent să fie cunoscută în întreaga țară și nu numai în țară, chiar și în lume, prin faptul că se pare că ar fi fost cetatea care a inspirat pe scriitorul francez Jules Verne în scrierea romanului Castelul din Carpați, iar pe de altă parte Biserica Colț, de la poalele râului Râușor și la poalele, să zic așa, dealului pe care se află pe un colț de stâncă cetatea Colț, este vorba de Biserica Colț, care după 1995 a fost transformată în Mănăstirea Colț. Aș vrea să reamintesc faptul că o mare parte din credincioșii ortodoxi se duc periodic la această mănăstire pentru că sunt niște slujbe deosebit, da. Mai ales vineri. Da, deci pe lângă lucrul acesta, inclusiv cetatea Colț, care după scrierile istorice datează din secolul 13-14, a fost construită de Cneazu Cânde, care pe lângă cetatea Colț ca o cetate de apărare, în centrul satului Râu de Mori sunt construite curțile nobiliare ale familiei Cândeștilor, iar aceste curți nobiliare împreună cu castelul de la Sfântă Mărie Orlea au fost o parte din domeniu și din moșia familiei Cândeștilor, care ulterior s-a transformat în familia Candefi, iar familia Candefi, ca și cunoaștere, pe lângă faptul că a fost într-o perioadă cel de-al doilea domeniu ca întindere după domeniul coroanei în România, iar amănuntul ăsta nu l-am știut. Da, așa de mare era. Da. Păi vreau să vă spun că dacă acum li s-a retrocedat prin procesele care sunt 15.000 de hectare, la reforma din 1921, familia Candefi deținea undeva la 40.000 de hectare. Din cele 40.000 de hectare a fost retrocedată
Și acum de aici e și motivul, ca să zic așa, al proceselor interminabile, pentru motivul este faptul că, deși în cărțile funciare apare în continuare ca și moștenitorii familia Kendafy reprezentată prin cei doi frați, Gabor și Lajos Kendafy, pe lângă aceste cele două, cei doi proprietari, o mare parte din munții retezat au fost atribuiți aproape la toate comunele din Țara Hațegului și nu numai din Țara Hațegului până la Călan, au primit în munții retezat pășuni. Deci asta din partea proprietarilor, Statul la reforma din Nu, și acum 1921 totul se întoarce pe dos. S-a împărțit. Ei, cu toate acestea, în cărțile funciare a mai rămas, ca să spun așa, deci nerepartizat sau, eu știu, neoperat, pentru că aici statul român a descoperit în arhive că a fost despăgubită familia Kendafy. Necazul este că nu se specifică într-una din chitanțele prin care familia Kendafy a fost despăgubită, nu se specifică ce a reprezentat suma pe care au Cu primit-o, cât? Care a fost? Pentru ce au fost primiți acei bani. Pentru că dacă o luăm după cărțile funciare, deci cărțile funciare contrazic acea chitanță, pentru că în acele cărți funciare apare familia Kendafy. Regretatul șef al arhivelor județene i-a povestit cu dânsul și ne spunea următorul lucru. Familia Kendafy din acea perioadă și statul român, după reforma din 1921 și până în 1947, au continuat procesele. Au fost procese interminabile, ultimile au fost la Tribunalul Internațional de la Paris, de unde acum Și Ministerul. Dreptatea cum se. În partea cu inclin. Vă dați seama, nu pot să mă, într-o parte nu sau în pot să alta, mă da. pronunț, Dar inclusiv eu bineînțeles, sunt, știu. inclusiv eu, chiar dacă Comuna Râu de Mori este parte intervenientă în procesul dintre Academia Română, Ministerul Finanțelor pe de o parte, ca și reprezentant al statului român, suntem în parte în proces. Chiar eu sunt curios, pentru că procesul, vreau să vă spun, durează de 7 ani. De Înțeles, șapte păi, dar ani și miza foarte mare, și 15 da, de hectare. și mai mult decât atât, din câte știu eu, până la această dată sunt efectuate 5 expertize în dosarul cauzei Spuneți, respective. din punctul dumneavoastră de vedere, a unui om care trăiește în secolul 21, care e cunoscător a ce a fost și a istoriei, dar și a părerilor sătenilor și a celorlalți, cum credeți că ar fi o rezolvare practică și rapidă? Deci, legat Că de, sunteți expert în da, așa ceva. de, legat de aspectul ăsta, vreau să vă spun că chiar dacă a fost retrocedată prin ordonanța de urgență 5-7 a ariilor protejate, deci, practic, moștenitorii familiei Kendafy până la această dată s-au folosit, ca să spun un termen, sau au avut parte de avantajele că sunt proprietari din 2006, au avut parte doar de 1000 de hectare în zona comunei Râu de E vorba Mori. de zonă împădurită sau Da, e numai zonă mai împădurită? împădurită, o parte din ea pășune Am alpină, înțeles. la care au beneficiat
de ceva subvenții prin concesionare de suprafețe, dar vreau să vă spun și o repet. Este procese civile, cred că și penale pentru suprafața respectivă și va mai dura. După mine va mai dura ani de zile pentru că dacă 7 ani au durat doar partea la judecătoria din Hațeg până se va ajunge de se vor epuiza toate, să zic așa, toate căile de atac din justiție, va mai dura mult în țară și nu se știe dacă nu va continua și în afara, țării. Aș vrea să vă întreb dacă, de exemplu, statul, justiția ar da dreptate familiei Kendovi. Ce schimbări crede că s-ar întâmpla? La actuala legislație, mari schimbări nu se va putea întâmpla, doar cu o singură condiție. În mod normal, este inclusiv o hotărâre a Comisiei Europene prin care proprietarii de păduri în ariile protejate vor trebui să beneficieze de o subvenție, dacă nu mă înșel, de 500 de euro pe hectar. Ori 500 de euro, ori numai 6.000 câte au pe raza comunei Râu de Mori, vă dați seama că e 3 milioane de euro. Vreo 3 milioane de euro. Deci aici putem vorbi de avantaje în ceea ce privește, să zic așa, familia Kendovi. În situația în care se anulează titlul de proprietate parțial sau total, e greu de a anticipa la această dată ce schimbări se vor produce vis-a-vis de acest aspect. Ele oricum prin legea ariilor protejate, cum aproape 80% din suprafață este arie protejată, nu a putut, să zic așa, moștenitorii familiei Kendovi să beneficieze cu adevărat de, să zic așa, de faptul că sunt proprietari a unei suprafețe, imense. Ce vreau să vă întreb, aceste suprafețe de pădure și de pășuni alpine și sunt acum sau au fost în proprietatea statului? Da, da. De asta nu este ecou foarte, foarte mare, deși scandalul există. Da, deci ele au fost până în 2006 în proprietatea statului, dar, repet, din 2000 și de când s-a format Parcul Național Retezat și până în 2006 a fost o perioadă de vreo 5-6 ani, iar după 2006 fiind preluate de către familia Kendovi, n-au putut să-și exercite, ca să zic așa, să ia niște hotărâri, niște decizii. Dreptul de proprietate asupra proprietății, pentru că în privința asta ariilor protejate, necazul este destul de mare și practic și pe noi și pe toată lumea la această dată ne defavorizează. Deci pe de o parte nu poți să ai parte de să poți să exploatezi măcar uscăturile de lemn din pădure. Asta e o ciudățenie. Da, nici acelea nu le poți lua din pădure, iar pe de altă parte nu primești nici nimic, nici o subvenție, deși că toate regulile Uniunii Europene prevăd ca statele respective să acorde, să zic așa, o subvenție, așa cum se acordă subvenție la
la pășuni alpine, cum se la teren alabil, asta la păduri nu se acordă nicio subvenție și cel puțin terenul primești și subvenție, dar poți să-l și folosești. Da, la pășuni el produs. Aici nu te poți alege, doar poți să spui, cum să zic, să te bați cu cărămida în piept, că ești proprietar, dar ești degeaba proprietar, că tu nu te poți folosi de absolut nimic. Codrui, frate, cu românul, dar numai dacă nu este retrocedat sau exact. Contestat. Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă mai există actualmente membrii familiei Cândefi care să fi stat tot timpul în localitate. Să fie local. Eu, nu. Deci, întreaga familie a familiei Cândefi, undeva în perioada, unul dintre moștenitorii a avut, să zic așa, o moarte destul după ce i-a fost confiscate toate, absolut toate, ajunsese la un moment dat, nu avea niciun de locui și din păcate tipic pentru regimul comunist, a murit într-un șanț. Deci unul dintre moștenitorii a murit în Hațeg într-un șanț. Iar cei care au plecat din țară, dintre ei, să zic așa, nepoți, stră-nepoți, totuși una dintre nepoatele familiei Cândefi, cel puțin așa s-a prezentat, sper că și aici sunt tot felul de presupuneri și bănuieli. Da. Se pare că ar fi avea undeva la vreo, a fost la mine, la primărie, da? Avea undeva la vreo 70 de ani. Vestea, și se pare că ea ar fi avut undeva 8-9 ani până în 10 ani în 1940 la naționalizare și deci atunci a plecat din țară și practic a prins, ca să zic așa, era legată de fosta clădire în care și-a desfășurat mulți ani activitatea Oculul Silvic din Râu de Mori. Mulți ani a fost era legată de acea clădire sentimental. Cel puțin la un moment dat moștenitorii cei mai tineri, nepoți, cu care am intrat în legătură, chiar spuneau că ar fi fost dispuși să cumpere acea clădire, să cumpere acea clădire de la Direcția Silvică Județeană, pentru că după actele de proprietate și a fost trecută în cartea funciară ca și proprietatea statului român în administrarea Direcției Silvice. Și ar fi fost dispuși să, chiar mă rugau dacă n-aș putea să le intermediez să poată să cumpere acea clădire, pentru că ceea ce îmi spuneau că sunt legați sentimental de acea clădire, nu ca și valoare a clădirii, cât sub aspectul că unul dintre ei susținea că bunica lui a copilărit în acea clădire. Domnule primar, sunteți o istorie vie și asta mă încântă grozav. Aș vrea să vă întreb dacă populația are o atitudine ostilă sau binevoitoare față de posibilii viitori proprietari. Dar nu, sau e o chestie neutră? Nu, pentru că, să vă spun, întreaga proprietate se întinde undeva începând, e undeva pe Valea Râului Mare de la Gura Zlata în sus. Ostilă este din partea unor cetățeni din satele comunei Sfântă Maria Orlea,
care au avut, acolo, au avut o porțiune de pășune acolo și sunt și ei parte în proces și bineînțeles au fost defavorizați că și-au pierdut pășunea din două locuri, din Aradeș și din Slăvei, și acolo e un pic de nemulțumire, vreau să zic, vis-a-vis de cetățenii din acele sate. Practic, pentru cetățenii din comuna Râu de Mori nu defavorizează aproape, poate un pic, satul Ostrov, cu zona unui munte Runcu, care aparținea satului Ostrov și care acum este în proprietatea, dar este pădure și nu numai că este pădure, este prinsă și în Parcul Național Retezat și atunci, cum s-ar zice, chiar dacă ar fi rămas satului Ostrov, poate eventual în cazul unor despăgubiri, ca să zic, subvenții, ar fi benefice pentru comună, pentru Consiliul Local, pentru buget. Dar, din păcate, nu știu dacă se materializează acea decizie a Uniunii Europene, a Comisiei Europene în privința, să zic, subvențiilor acordate pentru pădure. Domnule primar, Nicoliță Mangă, eu acum v-am prins și vă exploatez la maxim, pentru că nu văd în fiecare zi, în fiecare mișină, în primar care să știe cum a fost acum câtva timp. Spuneți-mi, față de momentul când erau, cum a spus dumneavoastră, și părinții dumneavoastră, care aveau gospodăria lor, care aveau un anumit statut, erau într-un loc al satului, foarte clar, nu sunt pălmași, sunt mai de mijloc, sunt mai de sus, așa, atunci era anumită structură. Acum, la ora actuală, familiile care au fost, așa zis, bogate, care au fost harnice, că se muncea enorm atunci, sunt tot la fel, că eu am constatat un lucru, cei care au fost așa numiți chiaburi, domnule, după ce s-a terminat cu naționalizarea, printr-un mod sau altul și-au trimis copiii la școală, au ajuns iarăși undeva deasupra. Prin munca lor. S-a văzut că sunt oameni de foarte bună calitate. Acum cum e? Acum să vă spun, da. Eu zic că sunt fel și fel de cazuri, totuși, da. Vis-a-vis. Da, este adevărat, aveți dreptate. Multe familii care au fost în acei ani familii mai înstărite, că nu putem spune că au fost nu știu cât de bogați a fost Candefi, familia, da, Candefi. Da, care avea 40.000 de hectare. Exact. Asta, da, dar, o bucățică acolo. Da, da, dar cu toate astea, dintre familiile mai înstărite, da, este adevărat, foarte mulți chiar care au fost înstăriți au reușit și în perioada comunistă, de au reușit de, să zic, exact cum spunea, și-au trimis, să zic, copiii la școli, au făcut școli, unii dintre ei s-au reîntors, ca să zic așa, sau sunt undeva în apropiere, să zic, de satul, de comuna natală, și au reușit și după Revoluție să continue, ca să zic așa, un mers ascendent și să reușească ceva mai mult decât alții. Dar totuși aici mai depinde și de mulți, că uitați-vă, s-au întâmplat și familii de genul că au fost foarte înstăriți și la această dată, din păcate, sunt într-o situație destul de dificilă, iar alții care au fost săraci, au reușit, probabil, capacitate profesională, eu știu, fiecare cum este dotat de la mama natură, au reușit să reușească, mai ales acum după Revoluție, să-și cumpere terenuri,
să aibă poate suprafață mult mai mare decât au avut alții. Au reușit să își înghebe, să zic așa, o afacere, să aibă o fermă, pentru că sunt și cazuri de genul ăsta. Chiar dacă n-au avut, să zic, o suprafață, n-au moștenit o suprafață mare de pământ, sunt în râu de mori cazuri în care și-au cumpărat suprafețe destul de însemnate și au reușit să-și facă... Ați spus foarte bine, încă mai este considerat pământul o avere. Și de fapt există, e o realitate. Ai pământ, înseamnă că ești legat de țara asta și înseamnă că ai ceva ce nou. Da, da. Din păcate, la oraș deja e dezvăluit mult. Din păcate sunt mulți care, uitați-vă, au fost perioade în care am prins și eu, au vândut undeva la 3-4 mii de lei un hectar de pământ. Pe nimic. Da. Dar până acum s-au triplat sau poate de și vor mai crește. Și mai crește prețurile. Vreau să vă spun că eu am prins chiar culmea niște rude prin alianță de ale mele undeva, bine, era vorba încă, vă dați seama unde, în Banat. Da. Au vândut cu 1000 de lei, cu 10 milioane hectarul. Au vândut tot felul, hectarul și erau foarte, au avut 10 hectare și le-au vândut toate cu 100 de milioane și erau foarte încântați. Ce afacere am făcut. Ce afacere, da. Mi-am luat frigider, mi-am luat televizor, mi-am luat... Care după 3 ani, 5 ani se strică. Deci de maniera asta e legat de asta și... Totuși, dacă sperăm să mergem în pas cu timpurile și cu Europa, foarte mulți nu își vând pământul și îl dau în arendă și îl dau la cei care vor să-l lucreze, dar își păstrează dreptul de proprietate, nu renunță la proprietăți. Dumneavoastră mai aveți dragostea asta de pământ, care e o dragoste atavică. Da, deci vreau să vă spun, chiar dacă prin moștenitorii pe care i-am, având două fete și care au profesii și își câștigă în alt fel, să zic... Ce profesie au fetele? Fata cea mare mi-este profesoară de sport. Da. Cu ginere care are o, să zic, o societate de proiectări în drumuri. Cea mică este medic uman, este medic rezident la clinica lui Țurcanu de pediatrie din Timișoara și asistent universitar la medicină. Domnule primar, și dumneavoastră, după ce școli ați făcut? Acum urmăresc ideea asta ce am spus-o, că, domnule, cei care au fost oameni avuți, cuprinși, fac cumva și, uite, iarăși ajung. Da, deci... Prin învățat, prin, da, deci, prin muncă. Eu la acea vreme era la noi CAP. Și toate comunele au fost, și, da, toate satele, da, au, da, fost din comună satul Sibișel și Ohaba Sibișel au fost două sate necooperativizate. Au rămas, da, necooperativizate, restul au fost toate satele din comună cooperativizate, existând trei CAP-uri, trei cooperative agricole, au fost în... Da. Bine, comuna Râu de Mori mare. Mare, comuna nici mai mare. Iar dacă m-ați întrebat, vreau să vă spun că la vremea când era CAP, eu am rămas foarte fascinat și vedeți așa ca un făcut al vieții, a făcut că vedeam pe medicii veterinari făcând control de gestație la animale. Da, da, da. Și am rămas atât de încântat
Dar la acea vreme, în Hunedoara, la Giurgiu, nu era liceu agricol cu specialitate veterinară, nu, doar zootehnie. Era zootehnie. Ei, am terminat liceul agricol, acolo, da. Da, m-am dus la liceul agricol la Giurgiu, am absolvit liceul agricol, după care am făcut facultatea de zootehnie. Tot în profil, da. Tot în profil. Și vreau să vă spun, a făcut, de asta am zis că ce coincidență a fost, am luat repartiție undeva în județul Gorj la reproducție și selecție animalelor, am stat 4 ani în Târgu Jiu, bine la un centru, la Motru, după care m-am, să zic așa, m-am repatriat. Bineînțeles împreună cu soția, și aveam deja și cele două fetițe. M-am repatriat la Hațeg, am lucrat vreo 2 ani la cum erau atunci acele coascuri, Consilii Unice Agroindustriale, după care am trecut din nou la centrul de reproducție de la Hațeg, dar cum era în perioada înainte de 89, eram și zootehnist de coasc, eram și șef de centru la reproducție și aveam și normă didactică, pentru că între timp liceul agroindustrial din Hațeg, așa se transformase actualul teoretic din Hațeg, liceul agroindustrial avea și secție de veterinară și am predat mai multe... Am predat mai multe obiecte la secția de veterinară până în 90, în vara anului 90 după Revoluție, după care am lucrat până în 97 la centru din Hațeg și din 97 până în 2004 am fost aici la DEVA director la instituția județeană în ameliorare și reproducție. Foarte interesant acest parcurs. Aș vrea să vă întreb ceva, domnule primar, la ora actuală în Râul de Mureș, tinerii mai au șansa asta pe care ați avut-o dumneavoastră? Să învețe, să se ducă. Da, deci practic marea masă, să zic așa. Au venit copiii să mă întrebe, domnule primar, ce ați făcut? Bine, este adevărat că este adevărat că n-am prea avut parte în domeniul agricol de când, să zic așa, un singur băiat a terminat agronomie. Agronomie la Timișoara, dar în rest, ca să zic, vis-a-vis de specialități, știți cum, o mare parte dintre ei urmează, să zic, facultăți, fie facultăți de stat, fie facultăți private, iar, din păcate, ca și toată lumea, cei care nu urmează facultățile astea, mai mulți pleacă în străinătate. Credeți că într-un viitor apropiat această tendință de a pleca dincolo se va diminua? Din ce observați dumneavoastră? Eu cred că dacă se va reuși ca în comuna noastră să fie mai mulți oameni interesați, sunt și acum și chiar aș putea veni oameni tineri cu copii în ăsta care, să zic, au îmbrățișat și îmbrățișează, să zic așa, ramura agricolă. Dacă vor fi mai mulți din acest domeniu, să zic, am putea spune că se va întâmpla ca mai puțini să plece afară în Europa și să nu rămână. Necazul este că foarte mulți la această dată sunt speriați de modul de a, să zic că chiar acum o perioadă de a accesa fonduri europene. Sunt speriați de birocrația și
tot ce credeți este. Credeți că această birocrație ar trebui să fie un pic strânsă? Categoric. Eu văd inclusiv, dacă vorbim la nivel macro, la nivel de România, dacă eu văd un lucru, dacă nu vom reuși, nu vom reuși să mai reducem din birocrația care există, o să ne văicărim degeaba că nu accesăm și nu putem absorbi fonduri europene. După mine, totul în absorbția fondurilor europene este în birocrație. Ne vom opri aici, dragii mei, astăzi am avut ocazia să ascultăm o relatare foarte frumoasă a acestei comune de domnul primar Niculiță Mang, Râul de Mori. Am și trecut o temă, o piatră prețioasă, pentru că este așa de valoroasă și are vechime, ca și diamantul. E cel mai valoros, dar și foarte, foarte vechi. Vă mulțumesc, stimate domn, pentru prezența dumneavoastră și frumoasa relatare a comunei. Mulțumesc și eu. Și vă doresc o zi bună. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom întâlni mâine la aceeași oră. La revedere!